Datul nostru, Nelu Mureșan, o poveste foarte interesantă, fost ziarist care a transformat pasiunea de a construi acvarii de vis într-o afacere. Este pasionat de călătorii, fotografie, design, dezvoltare personală și spiritualitate. Nelu Mureșan, un prieten foarte bun. Mulțumesc pentru prezentare, Sorin. Intru direct în subiect. Au fost mai multe evenimente în viața mea care chiar au fost așa blow-minding, în sensul că mi-au schimbat total viața. Acum 10 ani de zile mă întorceam de la București, făcusem un business, am montat un acvariu, era cu colegul meu, un accident de mașină. Ce s-a întâmplat este că nu eram noi de vină, dar am rămas în acea seară cu ideea, dacă m-aș întâlni cu creatorul meu, ce s-ar întâmpla? Dacă m-ar întreba ce cu viața ta, i-ar spune că este tot ok sau nu. Ideea este că am devenit din ce în ce mai pasionat despre de ce fac cu timpul meu și am trecut prin mai multe sisteme, o parte din informații o regăsiți aici. Eu vă las să citiți ce este, dar vă dau pe scurt ce am surprins că este cel mai important. Sunt o grămadă de lucruri care vin spre noi și modul în care ne descurcăm cu ele ne definește cine suntem noi ca oameni. Ce se întâmplă este că din ce în ce mai mult când creștem, avem impresia că lasă că o să ajung să fac ceva la un moment dat, doar că muntele acela de lucruri de făcut tot crește, crește, crește și niciodată nu o să avem timp să ne ocupăm cu toate lucrurile. Cum putem obține totuși un anumit gen de control și de putere în relația cu timpul este să începem să renunțăm la anumite lucruri care nu sunt importante pentru noi, este să învățăm să ne relatăm la timp dintr-o perspectivă care eu numesc sal calitativ. Ce înseamnă sal calitativ, am spus mai devreme, înseamnă că nu ai făcut o îmbunătățire, adică ai trecut de la cal la un cal mai rapid, ci ai trecut de la cal la mașină, că n-ai trecut de la lumânare la o lumânare care are de mai mult, ai trecut la curentul electric care îți dă lumină. Libertatea în timp înseamnă să treci dincolo de cuvântul trebuie. Să nu mai fii în situația că trebuie să faci lucruri așa cum îți dictează prietenii, cum îți dictează cei din jurul tău, cum îți dictează obligațiile pe care le ai. Există două modalități de a face acest lucru. În primul rând trebuie să realizezi ce este în spatele minții tale, în sensul că noi facem lucrurile de zi cu zi, dar ce ne reține și nu ne lasă să ne exprimăm pe deplin în viață sunt conversațiile pe care le avem în cap, ceva de genul că o să fac nu știu ce, nu știu când. Când o să am nu știu ce, o să fac altceva. Ideea este că dacă reușim să vedem lucrurile astea și le dăm deoparte și suntem ok cu ele, putem să ne preocupăm să creăm în timpul, în viața noastră, lucruri care chiar sunt importante pentru noi. Eu le numesc ocazii. Spre exemplu, mă trezesc dimineața și pot să mă apuc să fac lucruri, să dau la manivelă, să fac ce de făcut pe ziua respectivă. Dar pot să creez o ocazie în care eu să fiu cu creatorul meu. Să mă rog, să spun, să mulțumesc pentru ceea ce este în viața mea. Pot să creez o ocazie de a fi iubitor cu persoana din viața mea, cu cea pe care o iubesc. Ideea este că creând ocazii, noi trecem de la o impresie de linearitate a timpului la ceva ce chiar contează pentru noi. Pentru că în momentul în care realizăm că timpul nu este ceva care curge continuu, și pot să vă demonstrez acest lucru, dacă vă gândiți la cum a fost timpul de ieri pentru dumneavoastră. El n-a fost o chestie continuă la care vă puteți raporta clipă de clipă. Vă mai aduceți aminte de ieri 2, 3 lucruri, 5 lucruri, 10 lucruri. De acum o săptămână poate vă aduceți aminte un singur lucru. Ați reținut o ocazie din ziua de marți, de acum o săptămână poate. Ideea este că poți să înveți să creezi ocazii din ce în ce mai des. Ce înseamnă ocazii, spre exemplu? Înseamnă să te conectezi de la ceea ce faci cu ceea ce este cu adevărat important pentru tine. Și anume, vă dau un exemplu foarte scurt. Pentru mine este foarte importantă libertatea financiară. Când mă duc să mă întâlnesc cu un client care mă enervează, e dezgustător, încearcă să mă manevreze, să mă jongleze și așa mai departe, eu nu mă gândesc că mă duc să negociez cu el, eu mă gândesc la libertatea financiară care este importantă pentru mine. Când mă duc la sală, nu mă gândesc că mă duc să trag de fiare și ce greu mi este, mă gândesc că eu mă duc să înalt templul vieții. Ceea ce înseamnă că aceea este ocazie în care eu fac lucruri care sunt importante pentru mine, lucruri care mă ajută să mă apropii mai mult de oameni, de Dumnezeu, de
idealurile și țelurile mele în viață. Sunt și câteva instrumente care ne ajută să lucrăm cu ocazii. Unul este această agendă, o să vă arăt mai în detaliu mai târziu, în care eu pot să-mi trec orele care sunt importante, pot să văd cât timp estimat am de făcut anumite lucruri zi de zi, pot să captez anumite informații ca să le folosesc. Mă ajută foarte mult captatorul, așa se numește acest carnețel. În el scriu tot ceea ce vine spre mine, nu las nimic să rămână undeva în spate, în background, ca să mențin tot timpul mintea clară. Pentru că dacă îți menții mintea clară, atunci poți să fii fresh în fața vieții, poți să îmbrățișezi ocaziile și oamenii care apar în viața ta. Vă îmbrățișez pe toți și vă mulțumesc!